Salut la toți! Astăzi eu voi merge pentru prima dată cu trenul în Iași. În această călătorie vă invit și pe voi cu mine. Iată așa arată trenul cu ruta Chișinău-Iași. Am avut emoții. După cum am zis, merg prima dată cu trenul. Și eram foarte emoționantă. M-am pregătit pentru această călătorie foarte frumos. Mi-am luat și niște pixuri, mi-am luat și niște crioane și cele necesare. Mi-am luat și un joc care vreau să mă joc cu mami. Mi-am luat și un inventai în caz de ceva dacă o să-mi fie vânt. Și aici mă jucam cu mami jocul preferat al ei. Apoi, mi s-a făcut foarte sete, dar este foarte fain pentru că când în trenul nostru ai găsit și poți să ții și o apă. Iar apoi am continuat jocul, voi știți, mie îmi place foarte tare. Iar apoi am plămânzit și ne-am dus din nou la micul nostru magazin din tren și mi-am luat un ceai cu un croissant. Îmi plăcea foarte mult, fiindcă era un geam în lângă noi și eu mereu mă uitam la el, pentru că era foarte interesant. Trenul mergea foarte repede, iar apoi am făcut și o mică pauză și mă uitam în tabletă. Noi am mers aproape 4 ore la Iași, iar aici vroiam să dorm puțin, dar nu era chiar comod. Iar apoi mi-am scris în jurnalul meu secret. Iar apoi eu am desenat cu mami o prințesă. Îmi plăcea foarte mult să desenez. Activitatea mea preferată în tren era să desenez. Abia aștept să fie și a doua călătorie cu trenul. Îmi place foarte mult. Cu mine mi-am luat și o carte, se numește Jurnalul unui pușteaice. Și e foarte interesant să citești în tren. E chiar mai comod să citești decât în mașină. În mașină ți se face un pic rău. Dar în tren este mai comod să citești. Dar mie mi-a plăcut în tren pentru că acolo era o masă foarte comodă, era un gunoi sub masă și mai era o scaune foarte comodă. Cu era și să-ți pui geaca, prizii ca să-ți încarci tableta sau telefonul și magazinul acela era foarte super. Iar apoi m-am uitat încă puțin în tabletă și mă uitam și în geam pentru că deja ajungeam și abia așteptam să mergem, să coborâm. Am ajuns și la Iași, iar acum mergem mai întâi să... mami să-și facă niște chestii. Iar apoi am luat un autocar până în centru. Iar aici am filmat și un short pentru că era autobuzul gol. L-ați văzut? Mie îmi place foarte mult să filmez shorturi. Am foarte multe. L-ați văzut? Dar video am un pic mai puține. Dar mie oricum îmi plac. Amândouă să filmez. Iar acum ne duceam la stație după ce mami și-a rezolvat treburile. Iar acum mergeam spre mall din Iași. Eu am mers pentru prima dată în tramvai, iar pentru că în Chișinău nu avem tramvai. Voi ați mai călătorit? Mie mi-a plăcut la nebunie. Aici a trecut un tramvai lângă noi. Aia era foarte aproape un centimetru. Și apoi am ajuns la mall. Am început direct cu shopping-ul. Mi-am luat câteva hăinuțe super cute. Mă uitam într-o parte, în cealaltă parte, erau toate hăinuțele drăguțe. Iar apoi am venit să ne schimbăm. După ce ne-am schimbat, am plecat la casă și mai ați văzut interviul meu.
Apoi am mers la etajul 2, unde se vedea o priveliște foarte cute. Era foarte frumos priveliștea, îmi plăcea la nebunie. Iar apoi ne-am dus să-mi aleg un Lego. Mă uitam în o parte, în cealaltă parte, chiar nu știam ce să-mi iau. Legurile acesta sau ăsta, doar am văzut și o brățară, chiar nu știam cum se face. Iar apoi ne-am dus să-mi iau ceva de mâncare. Ne-am dus și mami și-a luat o salată, dar mi-am luat un burger și niște cartofi și o limonadă. Abia așteptam să mănânc, dar mami mi-a spus că nu mănânc acum, voi mânca în tren, pentru că nu vreau să întârzi în tren. Mâncarea s-a făcut la etajul 3 și mi-a plăcut pentru că acolo era o terasă unde era o priveliște minunată. Iar apoi am plecat jos să ne ducem acasă, la tren adică. Ați privit partea 3-a versus Leana Beregoi, Andreea Băstădică. A fost o provocare pentru mine, pentru că trebuia să filmez la Iași. Mi-a fost de mirare pentru că toți aproape știau de Leana Beregoi și Andreea Băstădică. Iar apoi mi-am luat o băutură foarte gustoasă. Se numește Bubble Tea. Ați mai băut de asta? Este și în România, dar și în Chișinău. Bulinele erau de culoarea roșie, iar gustul era de căpșune, dar din cauza ciocolatei s-au făcut negre. Așteptând tramvaiul, am despistat că băutura mea Bubble Tea are același sens ca jucăria mea Lego. Apoi am plecat spre tren. Trenul nu așteaptă pe mine, trebuie să vii la o anumită oră. Noi am ajuns foarte devreme, chiar trebuia să așteptăm puțin. După ce am văzut că s-a deschis trenul, am plecat și ne-am găsit locul. După, eu m-am jucat într-un joc și am mâncat. Când am plecat din Iași, când am fost cu trenul, a trecut timpul un pic mai repede și am ajuns și în Moldova. Eu vă spun pa, pa și mulțumesc că m-ați urmărit!